De cât timp sunteți primar în Comuna Leșu? Sunt primar de 9 ani, din anul 2000. Deci, practic, sunteți la al doilea mandat. La al treilea. La al treilea, da. În iunie anul trecut am câștigat al treilea mandat de primar. Este o activitate complexă, din ce în ce mai dificilă în condițiile actuale. Câți locuitori are comuna? Sau ce sate aparțin de Comuna Leșu? Deci, Comuna Leșu are două sate, Leșu și Lunca Leșului. Ele sunt despărțite, practic, ca și comunele de pe Valea Bârgăului, doar de un pârâu, pârâu Blidar. Amândouă satele au în jur de 3030 de locuitori. Ce ați făcut pentru comună de cât timp sunteți primar? Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că am reușit să fac multe din obiectivele pe care mi le-am propus. Este greu de a-ți autoevalua, pot fi luat ca laude de sine și nu știu dacă este așa bine, dar pot să amintesc câteva totuși. Pentru anul acesta, laudați-vă singur. Anul acesta? Sau pentru mandatul acesta, al treilea mandat? Da, cel mai important lucru care am reușit să-l fac este faptul că am reușit să prind, să câștigăm un proiect european în valoare de 2 milioane și jumătate de euro, prin care vom introduce apa, canalizarea, vom asfalta câteva uliți din comună, vom construi o grădiniță și vom face investiții și la Căminul Cultural, prin achiziția unei stații de amplificare, costume populare pentru formațiile din această comună. Cum este munca de primar? Sunteți căsătorit? Aveți familie? Cum vă, cum vă împărțiți toate activitățile, familie și primărie? Deci munca de primar implică, este deosebit de dificilă. Categoric, altfel nu aș mai fi fost aici. Comuna Leșu a fost an de rândul lăsată la margine de județ, așa cum este de fapt, dar și la margine și din alte puncte de vedere. Investiții, vedeți drumul județean 172. Nici în momentul de față nu este asfaltat, deci drum care face legătură cu capitala județului. Mă străduiesc de 9 ani, de-abia am reușit un kilometru. Cu ajutorul lui Dumnezeu se scoate la licitație încă un kilometru și jumătate, dar știe Dumnezeu când va fi gata. Este o muncă deosebit de grea, mai ales că n-am avut, instituțiile au fost toate lăsate în paragină, însă cu sprijinul Consiliului Local, prin câștigarea unor proiecte, am reușit să facem lucruri foarte frumoase și în momentul de față cred că locuitorii Comunei Leșu pot să spună că sunt într-un sat european, sigur cu condiția ca și Consiliul Județean să ne dea acel sprijin necesar pentru asfaltarea acestui drum. Este o zonă superbă care ar putea fi valorificată din punct de vedere turistic. Noi încercăm în momentul de față să inițiem împreună cu primarul de la Tihă Bârgăului un alt proiect prin care încercăm să legăm această comună prin fonduri europene, prin realizarea unor drumuri forestiere care să facă legătura cu drumul național 17. V-am întrebat cum se împacă primăria cu familia. Da, sigur că timpul este mai mult timp îl afectez primăriei și nu de puține ori soția și copiii au avut de suferit din acest punct de vedere. Dar bucuria lucrului bine făcut face și pe ei să treacă. Am o soție care mă înțelege, este cadru didactic, mă sprijină în multe activități și trei copii, doi studenți la Cluj, la Facultatea de Calculatoare și unul care anul acesta va merge la Liceul Liviu Rebreanu, tot la informatică. Vreau să-mi spuneți despre festivalul de astăzi. Cum se numește, la câta ediție este și dacă participă vreun ansamblu mai deosebit. Da, acest festival
Am reușit să-l organizăm chiar în condițiile în care banii sunt cu mult mai puțini, dar cu sprijinul Consiliul Local, a unor oameni generoși, în special a Centrului pentru Cultură, am reușit să-l organizăm și să ducem mai departe tradiția, pentru că acest festival este la a 40-a ediție și ar fi fost în fiecare an, este la a 40-a ediție, a implicat manifestări pe durata a 2 zile. Ieri am avut activități de lansare de carte, a fost finalizată printr-o expoziție o tabără de pictură la care au participat pictori importanți din județ și din țară, iar în spectacolul de astăzi avem formații valoroase, avem oaspeți dragi, veniți din județul Suceava, din Mălini, localitatea natală a lui Labiș, de asemenea din județul Vâlcea, din Vaideeni, formație care, cu care noi avem legături și în fiecare an ne ducem și noi la ei. De asemenea, avem câteva ansambluri valoroase din județ, cum ar fi cel din Beclean, Codrișorul Bistrița și, sigur că vedeta este ansamblul Maramureșul din Baia Mare. Pe care ați păstrat pentru final. Categoric. Mi-ați spus de pictorii de ieri. A fost vreunul din Comuna Leșu? Da, au fost chiar doi. Este vorba de Ioana Precup, care pictează, dar nu tot timpul, și cel mai important și cred că unul dintre cei mai buni pictori naivi din județ este vorba de Valer Gălan. El împreună cu Ioan Măric, cu Petru Asimionese, cu ceilalți care au fost aici au reușit să facă o sărbătoare a culorii în comuna noastră. Și cei care și-au lăsat cărțile au fost tot locuitori ai comunei? Numai locuitori ai comunei, da. Semn că aici se face cultură. Sunt cele 5 lansări de carte care au fost de toate, începând cu învățătoarea Mariana Bosbici, profesoara pensionară Elisabeta Lușcan, doamna Veronica Oșorhean, doamna Ioana Precup și terminând cu domnul consilier Valer Petreuș. Ce sumă ați cheltuit pentru acest festival aproximativ? Bine, comparativ cu anul trecut, da. Încă nu am tras linie să facem cheltuielile, oricum cu o sumă infinit sub jumătate din ceea ce am făcut anul trecut. Vă spuneam, sigur, cheltuiel mai mult am făcut cu masa și cazarea pentru oaspeții noștri și precum și transportul câtorva formații pe care a trebuit să-l suportăm, dar sunt sume rezonabile. Este vorba de diurna zilnică din care trebuie să dăm mâncare acestor oameni care fac atâta drum ca să ne încânte pe scenă. Ce puteți să-mi spuneți despre oameni? Sunt mai mulți decât anul trecut sau sunt mai puțini? Sau în fiecare an? Întrucât Bunul Dumnezeu a dat ca timpul să fie deosebit de plăcut, deși inițial avusesem avertizare meteorologică cod galben, iată că cel de sus ne-a lăsat să ne desfășurăm activitatea în condiții excelente și văd că, la fel ca și anul trecut, ca și anii anteriori, numărul celor care sunt prezenți aici, atât din localitate cât și din localitățile învecinate, chiar din străinătate, am văzut că avem oaspeți, este destul de mare, chiar foarte mare. Am văzut la un moment dat că venea un microbus cu oameni. Nu știu, ați băgat un microbus care să aducă oameni din alte localități sau au venit ei de drag?